Secția de terapie intensivă din cadrul Spitalului Județean Bistrița Năsăud va fi modernizată în perioada care urmează. Reprezentanții spitalului au anunțat că vor fi cumpărate paturi și aparatură nouă, iar instalațiile sanitare, electrice și de gaze vor fi refăcute. Conform bistrițeanul.ro, conducerea spitalului intenționează să reabiliteze și să modernizeze întreaga secție. Pentru această lucrare, reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud sunt dispuși să cheltuie peste 700.000 de lei. Pe lângă suplimentarea numărului de paturi și refacerea instalațiilor, secția va beneficia și de o nouă fațadă. Zugrăveala și tencuiala vor fi refăcute, iar pardoseala, geamurile și ușile vor fi înlocuite. Reabilitarea și modernizarea secției de terapie intensivă are ca scop creșterea calității serviciilor oferite de către personalul medical, dar și crearea unor condiții cât mai bune și mai prielnice pentru pacienții care sunt internați aici. Spitalul se mai poate mândri și cu alte investiții făcute anul acesta. Pentru două mese de operație au fost cheltuiți peste 230.000 de lei, pentru un videoendoscop digestiv 120.000, iar pentru două aparate de radiologie alți 500.000 de lei. Investiții se fac, aparatura nouă se cumpără și se cheltuie miliarde de lei pentru un spital în care în prezent lipsesc peste 50 de medici specialiști, informează bistrițeanul.ro.